Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la punctul. Pe azi o nouă expediție a memoriei pe urmele românilor basarabene deportați de sovietici în Siberia. De această dată, echipa condusă de istoricul Octavian Țicu a mers în regiunile Tomsk și Novosibirsk din Federația Rusă, iar mărturiile colectate se vor regăsi într-un nou jurnal de bord, care și de această dată va fi realizat de colega noastră de la TVR Iași, Violeta Gorgos. În continuare vom strânge roadele acestei expediții a memoriei împreună cu istoricul Octavian Țicu și directorul OVH Studio, Virgil Mărcineanu. Bună seara, domnilor, și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule Țicu, încep cu dumneavoastră. După cele patru expediții pe care le-ați făcut începând cu anul 2013, de această dată ați mers în Tomsk și Novosibirsk, dar îmi amintesc eu că în cadrul conferinței de presă pe care ați organizat-o la Chișinău după ce ați revenit din Siberia, spuneați că această expediție a avut o încărcătură emoțională deosebită. De ce? Bine, eu așa spun de fiecare dată. Pentru că întâi am să încep, dacă îmi permiteți, pentru că astăzi este o zi frumoasă pentru toți pedagogii și profesorii și aș vrea să-i felicit pe mama mea, în primul rând, prima mea profesoară și pe toți cei care au fost alături de noi în ceea ce suntem. Spun asta de fiecare dată pentru că anul trecut, spre exemplu, a fost la fel ceva absolut unic. Îl avem și pe Vasile Cameramanul lângă noi, care a văzut cu ochii lui aceste lucruri care le-am descoperit și deja pot face un portret al expediției în sine, pentru că de foarte multe ori lucrurile se repetă, istoriile, oamenii, contextul și chiar sunt niște coincidențe care deci devin axiomatice pentru, spre exemplu, faptul că deja al doilea an la rând găsim o localitate de români dispărute, găsim un cimitir care s-a păstrat. Găsim personalități care, intrând în satele, pentru că cei care ne ascultă și care ne-au urmărit, care știu cât de cât, deci știu că felul nostru de acțiune, desigur că este coordonat din timp, atât cu diasporile pe care le avem acolo, cât și cu istoricii ruși care ne ajută de cele mai multe ori în descoperirea, dar până la urmă este o chestiune a hazardului. Ce vorba de noroc? Este o chestiune de noroc și chiar studenții noștri din expediția asta spunea, domnul profesor, nu înțelegem, pentru că ei n-au mai avut așa ceva, eu am trăit. Ei întrebau cum e posibil să există asemenea întâmplări. Deci absolut halucinante. Și explicația rezidă tot cu în faptul că generând aceste proiecte am trezit eu probabil o energie din alte părți care deci ne ajută în lucrurile care le facem. Noi descindem în localități despre care știm că au fost deportări, dar dincolo după asta deci urmează această mână nevăzută a cosmosului, a divinului, care ne aduce niște oameni pe care nici nu ne-am gândit că am fi putut să-i întâlnim. Deci vă spun doar un singur exemplu. Noi când am planificat, bine, cu Novosibirsk era clar, diaspora e mai mult sau mai puțin organizată, domnul Dumitru Pagorea știa mai mult sau mai puțin, chiar și el însă a fost surprins de multe după asta, dar despre Tomsk nu știam nimic. S-a întâmplat așa că în an de centenar la Tomsk să fie deschis cu suportul domnului ambasador Vasile Soare Centrul Cultural Român Casa Noastră. Noi, datorită istoricilor ruși în primul rând, deci am obținut această informație, am făcut cunoștință cu, deci am luat contact cu Evgeni Șibetun, directorul sau președintele acestei centru, care ne-a spus că, da, există un om care are 91 de ani în satul Pobeda, lângă Obie, și pe care ați putea să-l intervievați. După care, în momentul în care am ajuns acolo, tot el ne-a spus că nu mai puteți merge, că el a murit. Prin urmare, familia lui nu poate să vorbească nimeni cu voi. Și atunci am rămas în suspans, așa, pentru că în afară de Tomsk nu aveam nicio localitate.
Și ceva m-a împins așa să merg totuși în satul acela și s-a deschis toată această istorie a familiei Gheorghiu, Caragheorghe, Tomov, deci toată încrengătura. Dar cum ați dat de ei? Cum i-ați găsit? Deci, povestește că e frumoasă această aventură. Am intrat într-o școală, așa cum am făcut și la Sosnovca. Și s-a repetat exact aceeași istorie, doar că la Sosnovca ne-a ieșit în față o profesoară și a spus că eu tot sunt descendentă din deportați. De data asta însă am luat-o pe Violeta pentru că în general există un pic de rezervă față de intruși care vin, caută, întreabă, este Siberia totuși. Și stând cu Violeta, intrând în școală, și ne-am dus direct la prima ușă, era ușa directoarei. Și scătea scris, deci, Marina Gheorghiu, directoarea școlii. Și Violeta s-a uitat la mine, eu la ea, am zis, vezi bine și văd bine. Și poate nu știm să citim noi, rusește. Am stat un pic și am așteptat. Doamna directoare a fost și ea șocată. Deci, da, soțul meu e basarabean, Gheorghiu Ion, și atunci ea mi-a spus că și ea este dintr-un neam de deportați, doar că e bulgăroaică. Culmea era că ea nici nu știa că e din... Eu i-am spus că ea este... Zic, dumneavoastră n-aveți de unde să fiți. Ea zice, eu sunt din Bulgaria. Zic, n-aveți de unde să fiți din Bulgaria, ori sunteți din Taraclia, ori din Bolgrad. Și ea s-a uitat straniu la mine, după aia mi-a cerut o pauză să ia să se informeze, așa. Și a doua zi când am venit, într-adevăr, era născut în satul Vasilievka din regiunea Bolgrad. Deci ea se informase și pentru ea a fost un moment de reflecție. Deci asta e doar una din multele istorie care, de altfel, o să avem timp pe parcurs. Da, o să avem, revenim la aceste istorii pentru că sunt de dreptul interesante, dar vreau să-l întreb și pe domnul Mărgineanu, cu ce impresie ați revenit din Siberia, din aceste două regiuni? Sunteți la prima experiență sau ați participat și în cadrul celorlalte? Am participat și la alte evenimente și la Octavian are dreptate. De fiecare dată vii cu o nouă impresie și cu noi surprize. Dar de data asta chiar a fost pentru noi ciudat ce aici am găsit. Pentru că e un fel de plasă, dacă vreți. Am găsit un om, ăla ne-a mai spus două nume, ceilalți doi ne-a mai spus alte patru nume. Ăsta a spus, dar stai, cunosc și un vecin. Și în felul ăsta am ajuns, la un moment dat, am făcut și patru interviuri într-o zi. Deci patru interviuri neprogramate. Deci dați seama cât de noroc coș am fost, să zicem așa. Noroc nemaipomenit. Exact, pentru că am găsit chiar urmași ale deportaților și ne-au spus cu lux de amănunte tot ce știau, ce cunoșteau, inclusiv cu poze, cu materiale de arhivă. Unii aveau chiar și aceste dosare pe care le-au solicitat de la arhivă și ne le-au pus la dispoziție. Vă dați seama, am nimerit așa că aveam aproximativ tot ce ne trebuia nouă pentru documentar. În cazul ăsta ne gândeam că aveam atâta material încât sigur nu gata pentru un film documentar. Va trebui să facem cel puțin două asemenea DVD-uri. Separat pentru fiecare regiune. Pentru fiecare regiune. Vom face pentru Tomsk aparte și pentru Novosibirsk aparte. Sunt foarte multe... Și pentru Tomsk cred că vor fi două deja, pentru că cu siguranță la anul o să mergem iarăși în Tomsk. Dacă ne întoarcem acolo, sunt sigur că mai avem ce... Am lăsat multe istorii nestudiate, dar am aflat ceva despre ele. Am mai repetat cumva, cu fiecare protagonist în parte cu care ne-am întâlnit noi, am putea să facem un film documentar. Un film separat pentru acea persoană sau acel protagonist. Sunt istorii foarte interesante. Și vă spuneam, lumea deja cunoaște, deja a început să fie interesați de această temă. Ei singuri se descopere pe ei, aflând că sunt bulgari, nu din Bulgaria, dar bulgari din România, România Mare. Sunt mândri că s-au născut în regatul României, cum zic ei. Află și ei care sunt rădăcinile familiei și din cele mai multe cazuri se mândresc cu asta, pentru că știm foarte bine, au fost deportați intelectuali și oameni înstăriți, oameni care erau gospodari aici și aveau putere. Și atunci ei se miră când ne arată pozele și uitați-vă cum erau îmbrăcați în anii 30 străbunei mei sau bunei. Era profesor de școală sau era învățător sau era primar sau era om de afaceri. Și pentru ei este o descoperire. Și asta vă spuneam că pe noi ne-a surprins. Pe de o parte că am găsit foarte mulți oameni, pe de altă parte că unii din acești oameni studiază ei, la rândul lor, istoria familiei.
Dar oamenii nu erau reticenți, erau suficient de deschiși atunci când îi intervievați, spre exemplu? Mai mult decât atât, ne invitau în case. În casele lor, în apartamentele mici, de exemplu, noi eram 10 oameni. Am intrat, nici nu erau atâtea scaune cât eram noi, dar au fost foarte deschiși și erau bucuroși. La urmă ne mulțumeau pentru faptul că am venit și am căutat și am găsit. Satul Pobedă, la fel, când am intrat, nu era pregătit nimic. Ce a găsit în frigider, ne-a pus și nouă pe masă, hai să mai stăm de vorbă, hai nu plecați, mai vreau să mai spun, să vedeți și cum locuiesc și cum stau. Și foarte deschiși. Ne împrieteneam în primele 10 minute, să zicem așa. Domnule Țecu, dar acolo, în special atunci când vorbim de aceste două regiuni, Tomsk și Novosibirsk, acolo au fost regiuni în care au fost deportați foarte mulți români basarabeni și nu doar, diferite naționalități care locuiau în România Mare, în cadrul regatului. Ați întâlnit deportați sau descendenți ale celor deportați din toate cele trei valuri de deportări sau separat, doar din anumite valuri? Eu vreau în primul rând să înlătur așa o neînțelegere legată de Novosibirsk și Tomsk. Ca atare, deci până în 1944, Tomsk era parte a regiunii Novosibirsk. Deportările din 1941 au fost în regiunea Tomsk, în regiunea Novosibirsk, dar locația actuală este regiunea Tomsk. Așa s-a făcut că Tomsk, propriu zis, a fost locația deportărilor din 1941 și din 1949. Doar că Novosibirsk era regiune în sine, vorbim de faptul. Și în al doilea rând, dacă estimativ am luat primele calcule, calcule din acest total de 50.000 de deportați din Republica Sovietică Moldovenească, din Basarabia propriu-zisă, deci totalul din 1941-1949, deci cam 12.000 au fost în Tomsk. Încă o chestiune foarte importantă de reținut, ceea ce spunea Virgiliu, acest atașament față de România Mare, și anume mândria de a fi parte din regatul României, pe care l-au invocat protagoniștii noștri despre care o să vorbim, se explică prin faptul că majoritatea acestor au fost deportați în 1941. În 1941 asta însemna un an după România Mare, ei aveau o memorie istorică foarte vie, unii din protagoniști chiar au făcut 3 clase românești și am fost șocați de puritatea limbii, cunoștințele de istorie, deci lucruri care au fost pentru noi, în cazul lui Gheorghe Bejenar vorbesc, despre care am înțeles că o să vedem și un fragment. Un bătrân de 94 de ani, care cele trei clase de români știa foarte bine istoria. Deci asta explică, pentru că valul din 49 a trecut deja 9 ani, deci de la România Mare, trecut război, au făcut școală sovietică și lucrurile nu mai erau atât de vii. La fel și atașament față de identitatea românească. Este mult mai prezent, a fost mult mai prezent în Tomsk și în Novosibirsk, inclusiv dorințele de a-și reface cetățeniile românești. Și asta, în al doilea rând, dincolo de ce menționați, sunt toate, chiar toate valurile. Deci dacă în Irkutsk noi am vorbit doar de valul 49, în Tomsk noi am găsit anul 1930, deci Vasile Veretinoa din satul Plopi, Râbnița, un prosper om de afaceri care spune că el toată viața lui a simțit sângele de culac în el. Și asta explică, deci această condiție genetică explică de ce el a devenit cine este. Este conducătorul cele mai mari întreprinderi de rețele de energie electrică în regiunea Novosibirsk. Am găsit valul 41 deja, 49 se și... Se concretizăm 37 deportări din Republica Autonomă, Sovietice Moldovenească, partea cealaltă de Nistru. Da, și anul 51... De Est, Republicii exact. Anul 51, Viera Hortopan din satul Larga, raionul Brăceni, care deci a fost deportat ca martorul lui Jehova, deci pe... Deja ce au fost deportate peste 2000 de familii de noi, într-adevăr, cum spunea Virgiliu, am avut o agendă atât de încărcată cu deportași și descendenți, încât n-am avut timp să ne ocupăm de diaspora tânără. Deci noi, practic, cei care au venit la marile cincinale sovietice și construcții de după stalinism, nu prea ne-am ocupat. Deci este un teren foarte vast de activitate. Încă o chestiune care este impresionantă este calitatea acestei descendențe. Noi am întâlnit oameni absolut unici, profesori universitari,
deci 2 sau 3 profesori universitari descendenți. Alexandru Burcă, care în Academia Gorodoc lucra și era fizic de profesie cu performanțe deosebite în cercetări legate de aviatice. Natalia Novokshonova, care e profesor la Universitatea din Tomsk. Deci, deja poate Virgiliu o să povestească cazul lui Vasile Apostolache, care deci a fost agronom șef și director de colhoz în unul din satele în care noi am fost, în Crivoșei, nu? Deci domnul Crivoveaz, Vladimir Crivoveaz, dintr-o familie de evrei care înstăriți, care a ajuns să fie directorul întreprinderii, cele mai mari întreprinderi, producerea maionezei din regiunea Tomsk, și care a venit să întâlnească cu noi la muzeul Încăvădeului, și pentru că a vrut să ne arate în toată istoria pe care el a descoperit-o, cele 4 dosare ale familiei. Deci, într-adevăr, există un interes din partea acestei diaspore de a-și cunoaște istoria. Domnule Mărgineanu, dar revin la dumneavoastră, ce v-a impresionat cel mai mult la acești oameni pe care i-ați întâlnit și cu care ați stat la sfat? Există acel spirit de român basarabean pe care îl mai păstrează? Bine, mai puțin poate la descendenți. Tocmai aici s-ar pune problema. Din păcate, nu prea vorbesc româna deja, dar regret acest lucru. Au început să învețe acum pentru că au nevoie să simte sau să cunoască, dar faptul că regretă că nu au vorbit prea mult sau nu au reușit să vorbească mult cu buneii lor, că nu le-au întrebat tot ce le-ar fi întrebat, i-ar întreba acum, că nu au știut până acum multe informații legate de rădăcinile familiei, faptul că ei, pe lângă preocupările de zi cu zi, că sunt afaceri, că e universitate, că găsesc timp pentru aceste întrebări, pentru a cerceta dosarele, pentru a căuta informații. Doamna profesoară de care spune Octavian a fost vara aceasta în Moldova, a fost în satul Caș, baronul Glodin. Acolo și-a confirmat toată informația, a găsit oameni care au cunoscut bunei, a văzut casa care a construit-o bunelului ei. Și acus, unde astăzi se află primăria. Se află primăria, exact. Școala care a fost construită de bunelului ei, Alexandru Kravetsky. Da, Alexandru Gravescu. Școala care a construit-o acum e muzeul satului. În muzeul satului ei păstrează fotografii. Ei chiar dacă au plecat, satul n-a uitat și cunosc și sunt recunoscători acestui profesor care a construit prima școală în sat. Vă dați seama, profesorul, preotul și jandarmul, cred că erau oamenii cei mai respectați în sat. Și atunci satul nu i-a uitat. Și pentru ea, pentru doamna Natalia, a fost o mare revelație să găsească și să vadă că tot satul știa despre bunea lui. Da, apropo, dați seama cum s-a întors ea acasă. De chestiunea asta de legități care se întâmplă, de la Natalia Novokshonova am aflat de fapt că este un Vasile Apostolache în satul, în raionul Crivoșeinu, care a fost bunelul lui, deci tata lui a fost deportat, iar bunica ei, Claudia, a fost profesoară tatălui ei în Cașba. Deci așa am ieșit la Vasile Apostolache, care ne-a dus la Andreevka, deci la acest cimitir pe care l-am vizitat, care spre deosebire de Moldovanca este îngrijit. Familia lui a avut grijă să facă un monument, iar propriu zis mormintele familiei sunt îngrădite, deci ei au pus un gard. Și mai mult decât atât, ei au încrustat pe acest mormânt numele la toți moldovenii care erau îngropați în acest cimitir. El spunea că atâta timp cât mai este viu, o să mai aibă grijă, nu știe ce va fi după asta, pentru că, într-adevăr, locația este foarte îndepărtată de Belostoc. Și de acest Belostoc, iarăși, este o istorie la fel de curioasă și interesantă, pentru că directorul muzeului Încăvădeului din Tomsk, deci Vasile Hanevici, care este un mare istoric și recunoscut internațional. Și pasionat de această temă. Și pasionat, el, datorită lui, de fapt, în mare parte am avut aceste istorii, pentru că eu i-am scris lui, am avut cu el o corespondență și el mi-a trimis, deci, mai multe dosare ale celor care au fost deportați în regiunea Tomsk, inclusiv a doamnei Zinaida Greceanei. Da, chiar voiam să vă întreb, pentru că părinții ei au fost deportați în regiunea Tomsk. Regiunea Tomsk. Acolo s-a născut. S-a născut acolo și am înțeles după asta și a găsit și
orfelinatul sau casa unde a stat. Dar, ați reușit să mergeți pe acolo? Nu, n-am reușit. Hanevici, de altfel, a făcut portretul fiecăruia și foarte critic a fost față de o deportată care are un traseu neocomunist, comunist și neocomunist. Deci, dar el spune că lucrurile astea s-au întâmplat frecvent. Adică oamenii care au dorit să ascundă, deci, acest trecut al deportărilor și de dușmanii ai poporului au pactizat cu regimul, așa se spune. Și tot Hanevici, apropo, de că spuneam de Belostoc, el ne-a pomenit de faptul că a crescut cu o familie de moldoveni. Și noi în Belostoc am ajuns la casa lui Vasile Apostolaichi ca să aflăm că de fapt ei erau cei care el a prietenit și a copilărit. Era chiar față în față, tata lui ieșise în... când noi am venit. Și am fost în acea mahala, am văzut casele lor, ne-au spus aici s-au jucat ei când erau mici. Deci niște coincidențe foarte curioase. Și jocuri de copilărie, el spunea o chestie. Deci mahala noastră era lungă. Deci în capul ăsta trăiam noi polonezii și evrei și germanii, că aveau o familie germani, și noi ne băteam cu mahalaua ceilalt, care erau beloruși, ucraineni. Deci era o chestiune foarte interesantă în care într-un sat, deci domnul tata lui Hanevici a numărat 12 naționalități. Trăiau 12 naționalități deportate. Dar vreau să revenim un pic la Zinaida Grecian, pentru că dacă tot ați pomenit, chiar mi este interesant. Se păstrează, mă rog, în acel muzeu poze cu familia Zinaidei Greciane sau ceva informații, mă rog? Este un site al muzeului pe care sunt, apropo, este o chestiune pe care noi nu știu când o să reușim să o facem. Deci, pe acest site sunt puși toți oamenii care au trecut prin regiunea Nou-Tomsk. Ca să știți, ca să cunoască cei care ne ascultă, majoritatea dintre ei au fost duși în districtul Narâm. Este o chestiune cunoscută. Sau în regiunea, în raionul Șagarsk și Pihtovsk. Deci astea sunt trei regiuni de unde au fost. În Narâm a stat Efrosinia Kersnovski și exact în momentul când noi am venit la muzeu, a venit și echipa de filmare care filmează prețul vieții unui om, deci denumirea cărții lui Efrosinia Kersnovski. Despre Kersnovski sunt foarte multe în acest muzeu, pentru că ea este un autor de bestseller care a reprodus alături de Solzhenitsyn în această încărcătură emoțională a gulagului, mai ales că istoria ei este fascinantă. Despre Zinaida Greceană, poate oricine găsi acces în memorial în KVD de la Tomsk, pentru că acolo, deci pe oamenii care prezintă cât de cât interes, așa să spunem, pentru opinia publică, s-a făcut dosar aparte, deci în care este arătat contextul deportărilor și cariera posterioară, care deci arată toți cei care au trecut prin regiunea Tomsk. Și în dosarul părinților Zinaidei Greceane, ce este menționat? Pentru ce au fost deportați? Deci, ca și în cazul Verei Gorto Ortop sau Gortop. Deci este vorba de deportările din 51. Deci motivele religioase. Am înțeles. În aceste momente, în legătură telefonică direct cu noi, de la Iași se află și colega noastră de la TVR Iași, Violeta Gorgos. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ca de obicei, veți realiza un jurnal de bord și în rezultatul și în baza rezultatelor expediției din Tomsk și Novosibirsk. Inițial vreau să vă întreb, prin ce s-a deosebit această expediție față de precedentele? Cred că a fost foarte bogat în evenimente, în oameni pe care i-am întâlnit. Asta cred că v-au spus și interlocutorii de studio. Dacă în prima expediție sau în primele două expediții din Kazahstan am avut doar un singur supraviețuitor, aici am găsit mai mulți supraviețuitori, foarte mulți descendenți și oameni dornici să ne primească, n-au avut niciun fel de ezitare. Iar bucuria mea cea mai mare este că atunci când trebuia să ne dispărțim, ei spuneau mulțumesc că ne-ați găsit, mulțumesc că vă interesează povestea noastră. Și așa
un du-te vină, nu știu cum să zic, cu mulțumirea și din partea lor și din partea noastră. Iar ceea ce ține de filme, deși am fost delegată pentru un film de 50 de minute, că ăsta e formatul în care se lucrează în televiziune, cred că o să fac filme și cred că o să fac și câteva ediții de ale meu ciclu de emisiuni care se numea Identitate Basarabia. Sunt niște oameni acolo care sunt cu o identitate perfectă basarabeană și cred că o să mă gândeam că ar trebui să valorific și în sensul ăsta materialul pe care l-am adunat acolo. Cât privește procesul de lucru, vă știți ce înseamnă televiziune, a fost foarte solicitant pentru echipa noastră de filmare, cât a fost pentru toată lumea, dar istoricii când vor să se odihnească, recuperează după aia, amintindu-și, iar ăștia cu camera trebuie să prindă, să surprindă tot așa de mers, așa că noi nu ne-am permis niciun fel de relaxare. Dar sunt foarte mulțumită de materialul pe care l-am adus. Dacă ați reușit să descărcați ce v-am oferit eu și ați văzut niște lucruri frumoase și care țiumpă așa de spirit, suntem mulțumiți de asta. Le vom vedea în foarte scurt timp. Ne referim la acel domn extraordinar, Gheorghe Bejenare, din Glingeni, Fălești. Revenim la el, dar ați reușit să creioneați cumva profilul românului basarabean devenit în timp deja un siberian? Mă întreabă dacă că este o chestie, cum să zic, de mare responsabilitate să-ți asumi, să faci profilul deportatului basarabean, dar eu m-am referit la altceva, m-am referit la descendenții acestor deportați, pentru că cei care au fost deportați au încercat să supraviețuiască, cei care au fost copiilor, n-au mai revenit acasă și au rămas copiilor acolo și au făcut o bună stare, au avut grijă să-și dea copiii, respectiv generația noastră, copiii de vârsta noastră, nepoții celor deportați, să-i școlească și acum toți sunt profesori, sunt academicieni, sunt oameni care și-au făcut un rost acolo. Ei acum și-au dat seama că trebuie să revină la rădăcinile lor și ei acum încearcă să găsească cine au fost cei care au fost deportați și constată că au fost deportați niște oameni care în spațiul ăsta numit România Mare atunci, în perioada interbelică, erau cineva și nu întâmplător au fost deportați. Acum încearcă să-și redobândească ei cetățenia și eu tuturor povestesc cu mare încântare cum basarabeanul siberian de acolo învață limba română prin Skype și își cere cetățenia română. Mi se pare un lucru la care nu putea să gândească nimeni niciodată și asta este un adevăr. Mai mult de atât, trebuie să vă spun că unul dintre protagoniștii noștri după plecarea noastră și-a și cumpărat bileta, vin la sfârșitul lunii, are așa un itinerar Chișinău, Iași, București și după aia se întoarce înapoi. Deci eu vreau să vadă lucrurile astea. Nu doar pe noi ne interesează unde au fost deportați basarabenii și descendenții celor care au fost deportați vor să vadă de unde au fost deportați basarabenii. Iar acest domn Sokolov mă roagă să o găsesc pe mătușa bunicului care era născut în 1907 și care a fost profesoară la Iași. Eu nu prea știu cum trebuie să o găsesc, dar am numele să încep prin nu știu pe unde, dar trebuie prin instanță să găsesc poate niște copii, sunt niște oameni, niște descendenți ca să-i fac bucuria de a se întâlni cu rudele lui. Rezultatele acestor expediții sunt inestimabile, dar pentru că foarte mulți au început să-și caute identitatea pierdută în timp. Dar în rezultatul expedițiilor precedente, celor patru, câți dintre cei pe care i-ați întâlnit în Kazahstan și în Siberia au reușit să ia legătura cu rudele pe care le-au în România, în Republica Moldova? Noi am găsit anul trecut doar un singur caz și din câte știu ei și-au reluat legăturile. Mai e o doamnă Lucia Cireș, care era descendentă dintr-o familie de mare intelectuală de Republica Moldova și probabil părinții ei au ținut legătură cu multe lume, pentru că ea mereu când văd eu dau un nume de deportat, ea spune știu pe cineva, e o conexiune, e o legătură, doamna Cireș, parcă stă așa cu lupa peste tot ce ne se întâmplă nouă și completează cu lucruri pe care le știe ea. Ea fiind și ea descendentă dintr-o familie de basarabeni intelectuali care s-au refugiat în România, iar o soră de ei a fost și ea deportată. Cumva ea este pas în pas cu ceea ce facem noi și rezonează cu toate căutările noastre și căutările noastre de descoperire. Deci asta ziceam, din expediția de anul trecut o familie s-a regăsit, inclusiv și această doamnă Cireș, care spune că e cumva rudă cu familia Poale Lungi, dar lucrurile sunt în evoluție, s-ar putea să regăsească și în continuare. Suntem noi și să dea unul de altul, că de-aia facem film
filmele cât se poate de repede, să le montez pe serviciul public ca să aibă toată lumea acces la ele. Nu e vorba de drept de autor, nu aparține nimănui nimic în acest sens. Producția facem, trebuie să spun că este o producție OVH Studio și TVR, neapărat trebuie să zic lucrul ăsta, pentru că până la urmă acești doi producători și-au dat mâna ca producția asta să fie și să fie vizionată și să fie cât mai accesibilă tuturor. Apropo, toate aceste documentare, jurnale de bord, cum le spuneți dumneavoastră, au fost prezentate pe ambele maluri ale Prutului. Care este ecoul lor? Cel mai mult mi-a plăcut că povestesc tuturor. Anul ăsta am prezentat filmul ăsta la Târgu Mureș, la festivalul Simfest, în afara concursului. I-a vrut domnul Ceaușescu să facă o prezentare a filmului acolo și au venit oameni special pentru filmul ăsta. Deci nu era în sala de proiecție, era în altă sală. Vă dați seama, cei din mijlocul țării, deci suferii, mă refer la România, cumva se uită la povestea asta cu deportații ca la o curiozitate. Ei n-au simțit neapărat la ea, sunt alte lucrurile. Iar acolo, la, mă rog, nu chiar așa. Și la sfârșit a venit un domn și mi-a mulțumit foarte mult. A zis că s-a umplut de emoții după vizionarea filmului meu și este foarte important să facem filme de felul ăsta ca să ne cunoaștem, să putem păși în viitor și să știm, indiferent cine a fost victime sau călăi, viitorul nostru pornește de la conștientizarea trecutului. Și am zis, bă, uite că lumea descoperă și alt fel de lucruri și că văd poate neașteptat de important pentru ei aceste experiențe și aceste trăiri. Na. Octavian Țăcu spunea că planul viitor, reveniți la Tomsk, Novosibirsk, că aveți mult de muncă, au rămas multe istorii nevalorificate, nedocumentate. Da, pentru că noi am plecat și continuăm să primim mesaje, scrisori, mai mult de atât. De exemplu, primărița de la noi din sat, de la mine din sat, cât eram mai acolo, mi-a dat telefon, mi-a trimis un mesaj și mi-a zis că, uite, familia cu tare, de la noi din sat, tot în Tomsk au fost deportați. I-am zis că e în prip, așa, dar s-ar putea să vorbim cu ei, să luăm legăturile și să știm ce căutăm mai concret. Deși anul ăsta nu putem să ne plângem că n-am avut subiecte. Am avut subiecte, uneori cred că poate le-am și tratat cu superficialitate, că nu reușești să fii foarte aplicat atunci când ai 4 interviuri într-o zi și nu reușești să rezonezi foarte bine cu intervievatul. Dar o să revenim, de-aia am zis trebuie să revenim în spațiul ăla pentru că am rămas noi cumva neîmpliniți pe segmentul ăsta. Știm că mai e ce fac acolo. Violeta, mulțumesc mult pentru această intervenție și detaliile oferite. Acum, domnule Mărgineanu, domnule Țicu, vă propun să urmărim acea secvență pe care Violeta Gorgos, cu mare generozitate, ne-a oferit-o înainte de a fi montat propriu-zis acel jurnal de bord. Domnilor, domnilor, în continuare urmărim o scurtă secvență în care îl veți vedea pe Gheorghe Bejenar, deportat la vârsta de 16 ani din comuna Glingeni, raionul sau județul pe atunci, județul Pălești. Are o istorie de viață extraordinară. Vă propun să urmărim. Limba, eu îmi spun că am cruțat pentru că sorioară vorbim acasă cu dânsa. Dar la lucru vorbim. Dar când singur rămân, apă mult lămuresc singur. Limba mă lămânează, că să nu uit. Dar mă tale în Moldova, ai făcut vreo școală, vreo clasă la România, ai făcut vreo școală, vreo clasă? Trei clase ne-am gătit, pentru că ne-au luat. Ce-ți aduce aminte de școală? Cum era școala la România? Foarte bună. În vremea aceea, când eu eram mic, eu foarte iubeam. Eram în treia clasă și câte o leacă scurtă istoria не помнил, да, я рал шепти чинь класса, коти и лачинь, да ной, я рал мантей, шо ноу не да, ну, лягоди материал, шо фэсим, да пидэши лемуре история, шо не любез историю, шо штил, кону фост, у Молдавию, кун свеча дедата, încă când a fost Vlad Țepiș. Noi toți istorici suntem la universitate. Da. Vlad Țepiș, Petru Rareș, Stefan Vodă, Vasile Lupu, Matei Bisarab, eu întotdeauna spuneți. Dragoș, Vasile Dragoș, când a dovedit pe turce
e una după Dunai. Apo cu soldață, ca să mănânce carne, un bou sălbatic mânau pe malul Niestrului. Și avea casaua moldă. Și când o obosit, bou ăsta, l-o tăiet, l-o rupit și a început să fie. Dar casaua o obosit tare. S-a dat drumul la răut și a băut apă. Și a venit în mal și a murit. Și Dragoș Vodă a spus, ia ca asta și Moldavia. Ia că Moldavia de atunci are numele de cățaua asta. Dar e o istorie și-a făcut. Așa e, așa e. E drept asta, e foarte drept. Asta ai învățat când erai la români în școală, da? Da. Trei clase. Extraordinar. Hai că în alță istorie. Istorie eu mult țin minte. Eu țin minte. Nu, eu nu sunt fidinșa, dar de Hora Crișa și Crișan e ceva în istorie. Răscoala, da. Au fost tras pe roata de dușman. Ei au murit, dar ce-au făcut ei înainte s-au cruțat. Un istorie au pus. Eu iubesc istoria și ideografia. Dar ce mai ții minte de la școala asta? Ce mama mea învățau la români? La români învățau mult ca să meargă în tot duminica școlerea la biserică. Asta foarte eu țin la inimă. În sufletul eu nu pot să iei nimeni. Eu știu în biserică întotdeauna mergem, ne iertam. Când mergem duminica la biserică, a bătrâna Văseliță îi spune, dați mâna la tăți, la mamă, la papă, la surori, la frați care rămân în casă și cerceți iertare și duceți-vă la biserică. Asta foarte țin minte și eu totdeauna facem asta. Dar mă gândim așa, când eu am rămas foarte mare, mă gândim, dar ce fel de asta? Mă, eu sunt tânăr. Sărioară tot crește, 3 ani mai mine decât mine. Cum la tata erau așa gusturile mari, dar eu nu pot să fac. Moș Gheorghe, dar Iașul e aproape de Glinjeni. Ai fost la Iași vreodată? La Iași. Am fost la Iași. Când era mitel, încă tata ne ducea în oraș, că era frumos orașul. Am încă mai frumos. Dar atunci era frumos. Noi, eu în Vâlț am fost, în Cingirie am fost, în Vlad am fost, în Codru am fost. Mi-aduceam poate nevoie. Dar și ți Iași? Eu gândesc că dumneavoastră știți că nu de mult de acolo, dar eu când am fost. Cu carul cu boi sau pe jos sau cu căruța? Cu căruța, cu șiruța. Cu cai. La noi era, cum se spune, faiton. Papa avea. Doi spun și acel care e cu hățurile mână, cu cal. Noi am fost mamă și tată și noi. Am revenit extraordinar, domnilor. 94 de ani vorbește limba română, deci nu a pierdut acest grai în mijlocul Siberiei. Povestea cum i-a reușit să păstreze limba română. Vorbea cu sine însuși și vorbea. Exact, da. Și pentru noi a fost o mare mirare să spună că vorbea singur ca să-și păstreze limba. Și cel mai interesant era că am participat la acest eveniment. Are 17 copii, dintre care 15 sunt în viață. Și câți copii? 17.
a avut 17 copii, 15 sunt prezenți astăzi. Deci toți maturi și au o casă foarte mare în care îi adună la zi de naștere, la ziua lui de naștere și la alte evenimente. Toți vin la masă, se adună și el se ridică și spune Tatăl nostru în limba română. Deci vă dați seama, trebuie să fie curios. Și toți respectă și au un respect deosebit față de tatăl lor, pentru că este trunchiul familiei. Mai are un habit care ne-a uimit, ne-a înflat râsul. El nu primește bărbații singuri la el în gospodărie. Deci de ce? Întreabă unii soția ta. Este un familist înrăit. Este un familist, întreabă. Sunteți cu soțiile ori nu? Zic, nu, ăștia, noi suntem în deplasare, dar ăștia studenți n-au soții. Nu, la mine numai cu soții să veniți. Păi dacă are 15 copii, câți nepoți are și strănepoți? 136. 136 de nepoți și strănepoți. Mai are 4 pe care el a zis că nu-i recunoaște, că încă nu i-a văzut. Deci sunt unii care încă nu i-a văzut. Dar a fost în film, ați văzut fiul lui. Deci unul din fiul lui care este o somitate a regiunii. A fost director adjunct a poliției pe districtul Siberian, colonel și este doctor în științe, membru Academiei Europene de Științe Naturale și care, în afară de asta, este președintele Federației de Haltere din regiunea Novosibirsk. Deci un om multinivelat, așa, cu, care a făcut în sat la el, cum spunea tatălui, că a avut gospodării, probabil erau foarte înstăriți, deci pentru că nu își puteau permite oricine trăsură într-un sat, deci să meargă cu căruța și așa mai departe. Deci a făcut sală de sport, a făcut o biserică în incinta asta, a făcut un teren de sport și multe alte acareturi așa, care arată impresionant. Deci să vezi într-un sat, în satul Bugotac, la vreo 60 km de Novosibirsk, să vezi o asemenea construcție în care el își pune în aplicare gândurile lui de armonie, deci vorbesc de fiul lui, între condiția fizică și cea spirituală. Și este paradoxal faptul că niciunul din copii nu vorbește limba română. Asta este marele miracol. Deci moșul a păstrat integritatea amintirilor. Eu l-aș duce în orice clasă de copii să le povestească aceste istorii, care eu cred că la mulți, 80 sau 90% din cetățenii noștri n-au mai rămas nimic legat de istorie. Da, din deci, păcate, iată, avem un exemplu viu. De la 16 ani se află în inima Siberiei și vorbește limba română, pe când noi aici, în Republica Moldova, avem foarte mulți care trăiesc de o viață aici și nu vorbesc o boabă română. Exemplu concret. Domnule Mărgineanu, dar revenind la Moș Gheorghe, spuneați că are 15 copii, prin urmare trebuie să aibă și o gospodărie impunătoare unde să-i adune pe toți la aceeași masă. Și apropo, în acest context de gospodărie, casă, a mai păstrat ceva din acel stil tradițional specific pământului de la care a fost rupt? Bun, el locuiește acum în gospodăria băiatului mai mare, de care vă vorbea Octavian, care a preluat și a construit toată această gospodărie. Bineînțeles că tatăl are o casă aparte, vrea să stea singur, nu vrea să stea cu familia. E gospodar la el în casă, să zicem. Și într-adevăr e spațiu suficient pentru toți, pentru că, vă spunem, sunt date de acareturi acolo, construcție, și bănuiesc și asta este o dovadă că se trag din niște neamuri de gospodare, deci oameni care vor să construiască, să aibă averea lor, să-și poată permite tot ce doresc ei acolo. Mai mult, spațiul ăsta destinat oaspeților în care ei se întâlnesc, cei au 15 portrete ale tuturor copiilor în ordinea de vârstă, exact. În frunte, bineînțeles, este portretul cu părinții. Din păcate, mama lor a murit mai de mult, soția domnului Gheorghe, dar și aici este o istorie interesant, pentru că mama domnului Gheorghe a murit în Siberia la un an de zile din cauza faptului că nu l-a mai văzut pe tata lui. Și a zis că nu mai are pentru ce să trăiască, a zis că tu vei reuși singur să te descurci. Și exact la fel, în 79, când a murit soția lui, el a vrut să moară, deci nu mai vrea să mănânce nimic. Și a fost decizia fiului lui de a se muta cu el. Deci a lăsat Novosibirskul și făcea navete și asta, deci, l-a menținut în viață. Deci din 79 îi datorează relația pe care a avut-o
cu fiul lui. Și apropo de relațiile este absolut, deci vă mai spun istoria familiei Caragheorghe din satul Pobeda. Deci omul ăsta care a murit, la care noi trebuia să mergem, și apropo, noi regretăm faptul că am venit cu întârziere în regiune, deci trei oameni pe care ar fi trebuit să-i intervievăm au murit în 2018. Primul martie a murit Sandu Bortnic, marele arhitect, marele sculptor despre care, dacă vom reuși, vom vorbi. Deci în iunie a murit unul, Alexei Caragheorghe, și Eugen Caragheorghe, care trebuia să-l intervievăm, a murit pe 13 septembrie. Și acest Caragheorghe a venit dintr-o familie în care erau 7 frați. Deci 7 frați, dintre care 4 bărbați și 3 femei. Tatăl, capul familiei, deci în poze când te uiți, deci el stă primul, după aia stau brazii ăștia unul după altul. O familie foarte unită și solidară, în care au intrat și mulți alții. Și noi am mers la soția lui, fostă profesoară, care a trăit împreună cu el 61 de ani. Și care, evident că era ancorată în toată trăirea asta ei siberiană cu familia și mulțumea faptului că a nemerit în anume în familia asta, care a putut să-i facă viața atât de împlinită, în care ea spunea despre el. Și ei erau din satul Anadol, din Reni, deci care erau deja rudă cu Gheorghiu ăștia, pe care era căsătorită și doamna directoare. Adică era o lume complet, deci dacă te transferi în imaginarul lor, deci îți dai seama de faptul că ei au știut să înfrunte nu numai contextul vitreg în care, deci din care au fost deportat, dar să arate această construcție genetică absolut unică pentru a se regăsi în Siberia. Și asta pentru noi este un mare exemplu, mai ales pentru studenți, pentru tineri, dar și pentru cei care vor privi acest film. Este o chestiune de demnitate umană care nu ți-o pierzi nicăieri, deci dacă o ai. Ei nu contează contextul timpului, faptul că ei erau priviți într-un fel. Dar erau priviți ca dușmani ai poporului. Exact. Acolo. Asta e marea problemă. Sau pentru noi marea mirare. Pentru că inițial au fost duși acolo ca dușmani ai poporului. În realitate acolo s-au afirmat. Și povestea soția cât de frumos construiau casele întâi fratelui cel mai mare, celui următorului, până a ajuns cel mai mic. Toți într-o mahala, case, gospodării frumoase, un fel de clacă, le știm noi. Ei, pentru ruși, această clacă bănuiesc că nu exista. Dar a fost o lecție de demnitate, o lecție de dovadă că pot face. Mai mult, toți s-au afirmat mai departe, angajându-se, făcând studii, lucrând, devenind niște personalități ale localității. Și, vedeți, teoretic, dușmanii poporului, asta în realitate... Asta este diferența între Siberia și RSSM. Mulți dintre ei au încercat să regăsească acasă, dar aici stigmatul a fost atât de puternic, deci pus, încât ei nu s-au regăsit. Deci cei care au revenit aici, spre exemplu neamul meu, ei au trăit cu acest stigmat de dușman al poporului, în sat erau priviți așa, nu puteai avea ascensiuni nici într-un fel, pentru că aveai această... Siberia a fost altfel pentru ei. Acolo au reușit să se afirme. Siberia era toți ca ei, deci la un moment dat domnul Apostolache ăsta, care a fost director de colhoz, a vorbit cu un încăvădis care i-a închis dosarul și spunea: și cum domnul colonel sau capitan ce era încăvădis ceala? Eu, dușmana poporului, am fost aici director de colhoz. Și el: lasă tovarul Vasile, știm noi că nu mai sunteți dușmana poporului, știm de unde ați venit și cine sunteți, dar așa au fost timpurile. Așa au fost timpurile, iar colegii noștri de la Radio Chișinău tot încearcă să readucă în actualitate și ceea ce a fost acum 100 de ani. Mă refer la marele eveniment legat de actul Unirii de la 1918. Au inițiat colegii de la Radio Chișinău o caravană, merg prin satele Republicii Moldova, orașele, și le vorbesc cu oamenilor despre ceea ce a avut loc acum 100 de ani. Dumneavoastră, domnule Țicu, tot faceți parte din acest proiect, urmează să mergeți în una din localitățile selectate, dar recent au fost colegii împreună cu istoricul Ion Negrei la Soroca. Vă propun să urmărim un scurt subiect, după care revenim. După Briceni și Edineț, caravana 1918, când toți românii au zis da, a făcut un popas la Soroca. Puțin știu, dar cei mai aprigi luptători pentru unire au fost originari din acest ținut. Constantin Stere și Pantelemon Halipa sunt doar două exemple. De fapt, Soroca este una din primele comunități basarabene care în 1918 a votat pentru Marea Unire.
În sfatul țării au fost peste 25 de deputați originari din județul Soroca. Ei au avut contribuții pe diferite planuri și în domeniul învățământului, cum este Vasile Secară, care a fost un lider în naționalizarea învățământului, Constantin Steri, care a avut un rol decisiv în determinarea votului din sfatul țării. La Soroca, caravana a adunat mai mulți profesori, istorici și elevi. Societatea noastră atât este de frământări, fiindcă este necesar deja de a spune multe lucruri pe nume, într-adevăr ce a avut loc, ce a fost bine, ce a fost rău atunci, de acceptat niște lucruri și de făcut ceea ce s-a făcut tot timpul între marile popoare, de se uni. Cea mai gravă problemă a Republicii Moldova în prezent este că nu există o conștiință națională și asta trebuie să facă presa, trebuie să educăm tinerea generație și ne bucură că la aceste evenimente, cum vedeți, au venit tineri foarte frumoși. Evenimentul a fost unul care ne cheamă să fim uniți, într-adevăr, să scrie în sufletul și inima fiecăruia unire, frațiunire. Caravana 1918, când toți românii au zis da, va continua în toată țara și urmează să ajungă la Cahul, Căușeni și alte orașe. Am revenit, unire, frați, unire, spunea doamna, dar în acest context vreau să vă întreb, există unire între românii basarabeni deportați în Siberia, în regiunile unde ați fost dumneavoastră? Se cunosc între ei, cunosc istoriile de viață ale bunicilor, părinților? Păi cum v-am spus, acum descoperă. Grație acestor expediții? Nu neapărat, și grație lor, pentru că vă spuneam, chiar având activități zilnice, ei reușesc să-și facă timp pentru a cerceta și a studia și a se mira de ceea ce descoperă, pentru că, vă spuneam, aducându-ne niște fotografii în care se vede foarte bine că erau niște intelectuali buneilor sau că aveau gospodării sau că mergeau cu trăsura la Iași. Deci, vă dați seama că nu s-au trezit în pădurile de siberiene. Deci, au alte rădăcini și pentru ei este o surpriză și se atașează tot mai mult, cred, de acest spațiu românesc. Mai mult decât atât, vă spuneam, mulți încearcă să-și obțină cetățenie română și încearcă să învețe și limba română. E foarte curios să vezi în mijlocul Siberiei ruși care n-au vorbit niciodată română, dar datorită să învețe, datorită că buneii lor au fost români și vor și ei să cunoască această limbă. Dar apropo de unitate, pentru că noi în expedițiile astea ca niciodată am găsit în primul rând diversitate etnică. Așa. Etnică, da, pentru că deci eu vă spun, și acele deportări au fost divizate. Cazul lui Vladimir Crivoveaz. Deci omul ăsta care a fost deportat în 41, bunelul lui, pentru că avea o băcănie. Și, în orașul Bălți. În orașul Bălți. El a fost condamnat în 41 și deportat, nu l-au mai văzut, dar tatăl lui deja și întreaga familie, dintre care o istorie foarte tristă. Și el atât a fost de determinat să-și afle istoria, încât a scos toate patru dosare. Deci noi am văzut tot pachetul de documente pe care el a făcut personal cerere la Chișinău, semnate de autoritățile de la Chișinău, în care a reconstituit istoria integrală, cu poze de familie, pentru că neamul lor este împrăștiat în toată lumea, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Deci ei țin legături și memoria lui față de România, într-un mod foarte curios, este unul foarte pozitiv. Deci el spunea că tatăl lui și bunelul, deci spunea permanent că au dus-o bine. Deci au fost bine în perioada asta. Sigur, vine un narativ diferit deja pentru că perioada sovietică le-a luat tot. Și deci aici este o altă construcție a discursului evreiesc care vine pentru că noi avem întotdeauna o poziționare a României prin prisma Holocaustului și complicității. Aici vine o altă istorie a evreilor care au suferit de la Holocaust sovietic. Și istoria lui, el și-a adus aminte, apropo, chiar și faptul că Băcănie era pe strada Unirii 14. Care el voia să o găsească. Da, este foarte exact, că ne-a rugat pe noi să mergem. Și noi, de fapt ne-a ajutat foarte mult procesul de studiu și mulțumesc aici foarte mult studenților care am avut. Noi am avut studenți de la București, de la Iași, de la Chișinău, care au făcut aceste anchete sociologice pentru că ele au fixat exact cu exactitate lucrurile care le-au spus. Deci am avut naratori de calitate care au fost pregătiți documentar și fotografic pentru a ne ușura
misiunea noastră. Deci acum, și o a doua chestiune legată de unitate, noi am găsit români de la Cernăuți până la Reni și Ismail. Deci asta este o chestiune care, pentru că asta a fost specificul valului deportări din 41, că atunci erau, Basarabia era văzut ca un tot întreg. Deci asta, noi, eu, spre exemplu, mi-a depășit așteptările, chiar dacă de fiecare dată știu că se vor întâmpla lucruri inedite, dar calitatea intervievaților, calitatea diasporii și descendenților și felul în care ei au început să fie preocupați de aflarea istoriei, chiar a fost un element absolut surprinzător. Avem mai puțin de un minut, din păcate, o spun cu mare regret, rezultatul acestor expediții, discuții pe care le-ați avut. Domnule Mărgineanu, credeți că s-a schimbat și percepția descendenților deportaților față de acel fenomen tragic al deportărilor? Cred că da. Și vă spuneam că această expediție nu se termină doar aici. Faptul că va ieși un film sau două filme, că reușim să le facem, vor fi difuzate la televiziunea publică din România, televiziunea publică din Moldova. Vor vedea atâția oameni care eventual s-ar putea să-și găsească niște rude sau niște cunoștințe sau niște urmași. Asta mi se pare un rezultat destul de bun. Domnilor, eu vă mulțumesc că nu mai avem timp, din păcate. Am mai fi discutat mult și bine, doar că suntem limitați în timp. Vă mulțumesc, domnilor. Să felicităm profesorii încă o dată. Octavian a dat un exemplu foarte bun. Ca de obicei, trebuie să urmăm multe exemple de la Octavian. Să felicit și eu tatăl și toți profesorii din Moldova cu această zi. Trăiască toți profesorii, dar și bine să trăiască. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim mult pentru atenție. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune. În sfârșit de săptămână, liniște. La revedere.